sfârșit ajungem să ne apucăm și de modernizarea acestei clădiri. Ne dorim de mult acest lucru și spun în sfârșit nu că colegii de aici, de la teatru sau de Consiliul Județean, nu s-ar fi străduit sau noi, consilierii județeni, nu ar fi acordat finanțarea necesară, ci spun în sfârșit pentru că trebuie să ne luptăm puternic cu instituțiile statului, pentru că azi e bine, mâine nu e bine. Și uite așa, numai de anul ăsta, după aproape, deci 10 luni de zile putem spune, sau 9, că suntem în plan 9, am reușit să avem, să încheiem și licitația pentru modernizarea, restaurarea acestei locaj de cultură. Noi, ca instituție, avem 4 instituții de cultură. Teatru, biblioteca, centrul de cultură și Muzeul Național al Unirii. La centrul de cultură avem un sediu nou. Aici vom avea un sediu refăcut nou. Ne dorim și așteptăm de câțiva ani de zile să putem să ne apucăm și de un nou sediu, de restaurarea sediului care va fi destinat bibliotecii sus lângă Muzeicon. Și am început demersurile și am început cu, așa, într-o anumită ordine, cu modernizarea clădirilor și muzeul, în totalitate, să spunem așa, Muzeul Național al Unirii. Va fi Sala Unirii.